Bună seara, dragi prieteni, și bine ați revenit la Dialoguri între minte și inimă. În seara aceasta o emisiune foarte interesantă, zic eu, despre citire rapidă și învățare accelerată, împreună cu invitata mea, Antonia Georgescu, life coach și vorbitor motivațional. Bună seara, Antonia, bine ai venit în, și bine te-am regăsit în emisiunea noastră. Și bine v-am regăsit pe toți. Mulțumim! În primul rând, pentru cei care nu au avut ocazia să te cunoască cu ocazia primei emisiuni, aș vrea să te rog să spui câteva cuvinte despre tine, despre ce activități faci și care a fost parcursul tău până în momentul de față, și urmând ca după aceea să trecem la tema emisiunii. Așa că te ascult. Mulțumesc. Ce fac eu e foarte simplu, sunt antrenor de viață, aparent simplu. Deci asta înseamnă că ajut pe oricine care vrea mai mult de la viață în orice domeniu să ajungă din punctul A în punctul B printr-un antrenament mental. Simplu. Parcursul meu a fost unul foarte obișnuit. Facultate, o companie, o altă companie, o multinațională, o altă multinațională, până când la un moment dat am spus, nu se poate. Ce vreau ceva mai mult, și nu era vorba de carieră. Era vorba de felul în care mă simțeam eu, de felul în care percepeam activitatea mea de zi cu zi, felul în care percepeam colegii, clienții, ziua de luni, ziua de vineri. Și ăla a fost momentul în care am spus nu, fiindcă trebuie ceva mai mult și acel ceva sunt eu. Pe o scară de la 1 la 10, nivelul de satisfacție cu tine însuți cam cât era în acea perioadă? Cred că undeva la 4, 5. Da, am înțeles. Deci, 4, 5. Deci nu promova numai examenul, cum s-ar da, zice, și sau nu erai doar la profesional, limită. Și personal, și fizic, și mintea mea, și relații. Deci era așa un... Da, recunosc, nu stăteam foarte bine. Ești un om care a învățat foarte mult, care nu s-a limitat la instruirea universitară și a experimentat foarte multe aspecte interesante ale vieții. Eu te-aș întreba, în primul rând, ce ai câștigat cu asta? Din punctul tău de vedere, deci nu din punctul de vedere al clienților tăi. Cum s-a schimbat viața ta făcând ceea ce ai făcut? Păi viața mea s-a schimbat radical. Și nu radical din punct de vedere al, nu știu, că acum am 5 iahturi. Nu. De la cel 4,5 am ajuns la 9,50. Deci eu mă trezesc dimineața și îmi pun întrebarea, astăzi ce lucruri minunate se întâmplă? Astăzi ce pot eu să fac să fiu mai fericită, mai mulțumită, cu o minte mai iute și mai înțelegătoare și să accept mai frumos totul decât ieri? Nu mă interesează concurența, nu mă interesează ceilalți, fiindcă asta am înțeles foarte important. Noi suntem unici. Noi avem o singură ADN, o experiență și fiecare om de pe lumea asta este extraordinar așa cum este, în punctul în care se află. Asta a fost unul din primele lucruri pe care am înțeles că noi trăim ori în trecut, ori undeva în viitor. O să fim fericiți când o să se întâmple cu tare, când o să avem nu știu ce proprietate, nu știu ce soț sau soție în funcție, sau copii, sau când o să fie copii la facultate. Nu, viața se întâmplă acum. Eu asta am învățat, să trăiesc acum și să mă bucur de ceea ce am acum. Și slavă Domnului că am. Sunt sănătoasă, sunt, mintea mea funcționează extraordinar, deci este clipa asta. Asta am câștigat, și clipa. Îți doresc să fii la fel de da. Bine și mai bine da. De acum. Asta de acum am câștigat, încolo. Clipa. Să mă bucur, să nu mă mai uit. E luni, e vineri, e marți, nu mai contează. Fiindcă astea sunt etichete pe care noi le-am pus, din păcate, unor stări cărora le dăm o conotație proastă. Asta am câștigat. Faptul că mă simt bine cu mine. Faptul că nu trebuie să ajung la nu știu ce formă fizică ca să consider că sunt ok. Sau că trebuie să am nu știu ce bun material sau nu știu ce relație. Nu! Am o relație bună, în primul rând, cu mine și asta se reflectă în relațiile cu cei din jur. Corect. Deci faci parte din clubul persoanelor care deschid ochii cu plăcere dimineața. Da. Da? Asta este un lucru minunat. Și seara când mă duc la culcare, știu că
ziua aia a fost ok așa cum este, și cu bune, și cu rele, și cu probleme, fiindcă toate sunt doar experiențe. Eu sunt aici să trăiesc o experiență de care mă bucur din plin așa cum vine ea. Aș pune experiența ta de viață versus aceea unui cunoscut al meu, care într-o formă sau alta îmi exprima o nemulțumire continuă față de tot ce trăiește, și asta, să știi că mi se pare condiția umană normală, de fapt. Deci cred că marea majoritate a noastră simțim mai des sau mai puțin des această senzație de nemulțumire. Și asta este adevărat în mod particular, nu numai în România, oriunde. Înțeles. Deci face parte din natura umană. Dar dacă asculți pe cineva, o să spună că în România e mai prost decât în altă parte, că suntem nu știu cum guvernați, că transportul în comun nu merge bine, că orașul este aglomerat, că nu sunt bani și așa mai departe. Și toate astea sunt numai exprimări ale unei nemulțumiri care le guvernează viața și a unui nivel de neacceptare a experiențelor extraordinar de mare. Bun, întrebarea este următoarea. Ce soluție avem pentru așa ceva? Da? Și dacă există un proces de învățare pe care putem să-l declanșăm în noi ca să aducem soluții la această problemă? Și dacă eventual îndrăznesc să întreb, învățarea asta ar putea fi accelerată? Ce părere ai? Păi primul lucru, nemulțumirea e bună până la un punct. Fiindcă nemulțumirea este calea noastră spre progres. Corect, până când nu devine toxică. Deci până nu trece când în, nu devine toxică și atâta timp cât facem ceva. Atenție, foarte mulți oameni sunt nemulțumiți, dar nu pun, ok, sunt nemulțumit de asta. Cum pot să schimb asta? Ce trebuie să fac eu să se întâmple asta? Și să ne bucurăm de proces. Să nu ne bucurăm doar în momentul în care obținem atingem respectiv obiectiv. Că atunci nu e fan. Trebuie să ne bucurăm de proces. Este așa cum am mai vorbit, că de sport. Cum ar fi ca eu să nu mă bucur să fac sport, să mă bucur doar când trec linia de finish? Păi ar fi un coșmar, un calvar. Cine ar vrea să se antreneze din durere? Doar pentru a trece atunci linia de sosire câteva secunde. Corect, pentru secunda de traversare a liniei de sosire. Dar din păcate, cei mai mulți oameni așa trăiesc, doar pentru acea secundă. Asta dacă fac pașii și spre acea secundă. Secundă care nu are niciun fel de beneficiu, de fapt, ea în sine, ci beneficiu este al cursei și al... Fiindcă cât durează o secundă față de restul vieții. Sigur că da. Iar acum, ca să vorbim de învățare, da, învățarea poate să fie extrem de accelerată. Fiindcă să ne gândim la o fobie. O fobie o căpătăm într-o secundă. La fel de repede putem scăpa de fobie. Creierul învață nu în ani, creierul învață în secunde. Corect. Asta o spunea Bandler, dacă nu mă înșel. Da. Este oricum unul din domeniile tale de competență, programarea neurolingvistică, de care vorbești cu foarte mare pasiune și în asta mi-a schimbat timpul viața. Emisiunii și în afara mai ei. Și altora. Și o schimbă vieți întreaga lume și le schimbă în câteva secunde. Cum putem face pe cineva să se dezvețe de o fobie? Apropo de stări de conștiință modificate și de modificarea stărilor de conștiință, ca să fac un joc de cuvinte. Ok, cum funcționează creierul și cum funcționează subconștientul? Prin învățare. Fiecare persoană de pe lumea asta are un sistem propriu de învățare. Asociază unei stări, unei anumite stări, o imagine de o anumită dimensiune, luminozitate, o voce, o tonalitate, o mișcare, un kinestezic. Schimbând această imagine, jucându-ne, schimbând tonalitatea vocii, schimbând kinestezicul, se schimbă starea. Dacă eu, de exemplu, vreau, acum să spunem, cred că sunt, hai să spun, ca femeie, da? Câte femei nu cred, sunt urâtă. A văzut cineva vreo femeie urâtă? Nu, eu n-am văzut. Nu. Eu am văzut doar femei și bărbați care se consideră urâți. Am văzut frumusețe care vine din interior. Exact. Indiferent de aspectul, aia contează. Aspectul fizic. Aia contează. Să nu categoric. Uităm că ce vedem noi în reviste și în astea sunt ore întregi lucrate în Photoshop și așa mai departe. Deci frumusețea, iarăși este frumusețea vine interior, toată lumea știe. Nu,
frumusețea vine interior când tu crezi că ești frumos. Și asta e cel mai important. Când nu barezi cu mintea conștientă, exact, da? Bun. Fluxul de energie interior. Să spunem că acea persoană care se consideră, eu, hai să mă luăm pe mine, da? Consider că sunt urâtă și încep să mă gândesc, cum arhivez eu informația asta? Păi, o fotografie al negru în partea, nu știu, dreaptă sus, să zicem. Nu le arhivez așa, dar le arhivez. Vorbești de câmpul imaginației. Da, exact. Ăla e subconștientul nostru. Și vreau să consider că sunt foarte frumoasă. Ok, hai să iau un crez, ceva ce cred. Ca de exemplu, nu știu, ăsta este roșu. Bun, îl cred că este roșu. Ok. Fac calibrarea, să-mi dau seama cum arhivează subconștientul această informație pe care eu o cred cu siguranță și am crezut-o întotdeauna. Și atunci, pur și simplu, schimb cele două imagini. Le schimb. O anulez pe cea în care nu cred că sunt, o distrug. Sunt diverse procedee, astea se fac în funcție de fiecare client în parte și mi-aduc această idee, cum că sunt frumoasă, să aibă caracteristicile fizice, auditive, kinestezice, ale unui crez pozitiv, a ceva ce eu cred cu tărie. Ok. Am o întrebare. Da. Îmi vine o întrebare pe care ți-o pun din punctul meu de vedere, o curiozitate personală ca practicant al radiesteziei. Și hai să înțelegi imediat de ce. Oare cel care vrea să-și schimbe o convingere în acest fel nu are nevoie de o stare mentală deosebită, mai profundă, de niște unde cerebrale mai liniștit, adică nu cumva starea mentală de care are el nevoie este un pic mai greu de atins. Știi de ce spun asta? Îți dau un exemplu ca să înțelegi mai bine ceea ce mă străduiam să exprim. La radiestezie multă lume spune că pentru a face o măsurătoare radiestezică corectă, creierul nostru trebuie să aibă componenta majoritară de unde cerebrale, nu de alfa. Și eu spun că treaba asta nu este suficientă, că am văzut persoane care dădeau semnele evidente că sunt în starea de unde alfa și nu făceau măsurători corecte și am constatat de-a lungul anilor de practică că de fapt era nevoie de o componentă foarte puternică pe unde teta ca să măsor corect. Deci starea necesară pentru a îndeplini cerința respectivă era mult mai profundă spre nivelul de meditație. Nu cumva și aici e nevoie de așa ceva și dacă este nevoie, cum aduci clientul tău pe, și da, pe starea și nu respectivă? Și da și nu. Așa. Deci sunt lucruri care se pot schimba, uite, vorbesc cu tine, îți spun ce să faci, le pot schimba și să ne înțelegem. Din punctul meu de vedere, ne lipim formidabil că poți să te joci cu stările astea în timp ce vorbești cu cineva. Sau cum ar fi exact un pilot de vânătoare? Da. Stai că acum trebuie să intru într-o stare profundă de meditație ca eu să-mi alterez atenția astfel încât să apropii ținta. Că, de exemplu, un antrenament extraordinar al țintașilor care folosesc în LP este să apropie ținta la un metru în față, indiferent că este la un kilometru. Corect, sau și ceva. E imposibil să nu nimerești exact, în momentul respectiv. Da, fiindcă percepția noastră asupra realității este propria noastră percepție. Eu poate, de exemplu, aproximez că tu stai în față de mine la 2 metri. Poate tu aproximez că sunt 3 metri. Da? Este okay. Strict o percepție personală. Păi dacă eu spun că stai la 2 metri și tu la 3 metri și eu vreau să apropii, da? Că poate nu văd câte găuri are nasturele de la cămașe, apropii distanța dintre noi. Bine. Este o... Dar, este foarte revin, corect ce spui. Dar să revin și la întrebarea ta, da, sunt într-adevăr situații în care eu folosesc meditația. Dar intrarea asta clientului într-o de stare tine de meditație se poate face în câteva secunde. Prin? Tot prin exercițiu. Da, există o tehnică specială prin care îl ajut să intre sau prin care îi stimulezi intrarea în... Da, dar asta o adaptez pentru fiecare client în parte. Aduce cu hipnoza cumva? Hipnoza. Hipnoza este un termen prost înțeles. Noi când ne uităm la televizor suntem într-o stare de hipnoză. Hipnoza, conform dicționarului și o accepțiune generală, este orice stare mentală alterată. Sigur. Privitul la televizor, la adulți, între 30 de secunde, 60 de secunde, produce hipnoză. Corect. De asta suntem atât de ușor influențabili la reclame și la altele, fiindcă deja noi suntem într-o stare extraordinar de bună de receptivitate.
și mersul pe autostradă cu mașina, exact, cred că presupune asemenea stări. Da. Ca să fie foarte clar pentru telespectatori, nu vorbim despre hipnoza terapeutică, aici aceea e cu totul altceva. Deci, nu, nu este cu totul altceva. Nu este cu totul altceva, este exact același lucru. Îi dăm noi o definiție care cam sperie. Fiindcă atunci, eu nu folosesc cuvântul niciodată hipnoză. Tocmai în acest motiv, fiindcă sperie. Eu folosesc relaxare, fiindcă asta reprezintă o relaxare profundă. Sau o stare specială a creierului. Cum vrei să-i spui, este exact același lucru. Este o altă stare care te scoate din realism, cum ai zis, cum ar fi beta, da? Noi acum vorbim, suntem într-o stare beta. Suntem cu creierul da? În beta. Bun. În modificăm starea. Că îi spune alfa, că îi spune teta, nu știu. Acolo unde trebuie să fie ca să se poată produce schimbare. Eu, de exemplu, fac la mine aceste schimbări tot timpul. Mă joc cu sentimente, cu alterarea timpului, cu... Dacă am... Că asta vreau chiar să vorbim astăzi, de învățare și de alterarea timpului. Dacă am o carte de 300, de 400 de pagini de învățat într-o oră, păi e cum cazul faci să-mi alterez timpul. Eu vreau să ajung pe altă cale la treaba asta, că ziceai că poți să apropii imaginea, da, și poți să vezi niște detalii de la butonierele, da, de la cămașa cuiva sau... Bine, ai putea să citești un ziar, spre exemplu, la distanța asta? N-am încercat, dar probabil că pot să-mi fac un exercițiu. Ar fi o experiență interesantă. Da. Da, dacă poți să citești ceva mic la o distanță mai mare decât normal. Păi, dacă poți să apropii o țintă și asta am făcut-o când am tras la țintă și eu, probabil că... Corect, și păi putea să tras fac foarte și bine. Cu... Da. Dacă... Și asta ne aduce cumva, e adevărat că pe lateral, dar către unul dintre subiectele pe care vreau să-l abordăm astăzi. Și anume cititul. Da. Și nu atât doar cititul, cât citirea rapidă, da? După cum cred că am spus și data trecută când ai fost la noi în emisiune, ai predat cursuri de citire rapidă și pot să spun că în intervalul între data trecută și acum am urmat și eu cursul de citire rapidă cu tine și mi-a făcut foarte mare plăcere și consider că a fost un beneficiu foarte bun pentru mine. Deci, citire rapidă și învățare accelerată, că nu sunt același lucru, evident, dar sunt subiecte care pot fi considerate conexe. Prima întrebare în raport cu citirea rapidă. Există aceste tehnici de speed reading, cum se cheamă ele, și principala obiecție pe care am văzut-o, că tot ne spuneai la curs dacă ne solicitai să-ți punem întrebări, prima întrebare ar fi următoarea. În momentul în care citesc un text cu viteza obișnuită de 200-300 de cuvinte pe minut, eu fac niște conexiuni acolo logice sau reflexe față de cuvintele pe care le citesc, îmi creez niște imagini mentale și așa mai departe. Și factorii care limitează citirea normală sunt reflexele, modul cum ai învățat să citești, cât de bine citești, că asta mi s-a părut important când am făcut cursul cu tine. Și în al doilea rând, un alt factor, faptul că aveam senzația înainte că nu pot face aceste conexiuni și această imagerie mentală, nu o puteam derula cu o viteză mai mare de 200-300-400 de cuvinte pe minut. Bun, întrebarea este cum înving tehnicile de speed reading, cum înving această dificultate aparent obiectivă? Tehnicile, ai văzut, știu că sunt extrem de simple. Au Corect. Fost inventate acum foarte mult timp de o doamnă extraordinară, Evelyn Wood. Exact. Așa, care a spus, ok, ceva trebuie schimbat. Și acum să plecăm de unde citim noi, cum am fost noi învățați în școală să citim. Literă cu literă, apoi silabă cu silabă și apoi cuvânt cu cuvânt. Ce se întâmplă în momentul în care noi citim cuvânt cu cuvânt? Cred că verbalizăm. Exact. În minte. Da, în minte. Unii mai și verbalizează tare, să-i auzim cu mormăie. Corect. Să spunem cititul normal. Când vocalizăm totul, verbalizăm în minte. Ce face subconștientul nostru? Pentru fiecare cuvânt caută corelații. Exact ce spuneam. Da, da, exact asta încercam să spun mai devreme. Ai citit cuvântul masă sau pahar, subconștientul va găsi sute sau poate mii de variante pentru masă. Gândește-te numai câte mese
da, în formă fizică. Nu mai spun de cele alimentare și nu știu ce, că tot masă sunt. Și va selecta probabil una din imagini. Da, da. Și el încearcă să găsească cea mai bună corelație. Și apoi treci la cuvântul următor, care și el are o mulțime de reprezentări și este un timp pierdut extraordinar. Fiindcă el caută corelații. Okay. Încercând să găsească cea mai bună informație, nu va reuși întotdeauna, va alege una din informații. De asta ți-a fost foarte greu, sau ție ți-a fost atunci, mai ales că era și un fragment dintr-un roman literar, deci nu foarte tehnic, nu foarte... Sigur. Era descriptiv, personaje, acțiuni. Mi se părea absolut impropriu. Pentru mine, care am cultură tehnică, da, ca să spun, da, așa, sunt fizician de meserie. Da, da, da. Fiindcă asta, subconștientul încerca să lege cu ceea ce știai tu deja. Și a fost foarte greu. Dar asta este general. Apoi, noi suntem învățați să citim câte un singur cuvânt odată. Că această doamnă a inventat o tehnică extrem de simplă. Ai văzut, știu cât e de simplă. E banală, ar trebui predată din clasa 1, ca materie obligatorie. Doar cu degetul, cu creionul, poți să-ți modifici viteza de citire, nu știu, să ți-o dublezi în câteva zile. Corect, o tehnică, da? Kinestezică. O tehnică, da? Kinestezică, da? Prin care ce face? Te ajută să crești viteza de mișcare a ochilor. Crescând viteza de mișcare a ochilor, ce se întâmplă? Nu-i mai dai timp subconștientului să caute variante multiple. Și atunci informația se duce exact acolo unde trebuie. El alege cea mai bună variantă, fiindcă nu are timp să caute și următoarea variantă și următoarea variantă. Să nu uităm, noi avem un subconștient extraordinar, numai că nu-i dăm foarte multă crezare. Da. Dacă lăsăm să acționeze și lăsăm să acționeze rapid, fiindcă forțăm să se optimizeze, fiindcă mintea noastră nu-i făcută decât să învețe repede. După... Este supraviețuire. De asta școala este dificilă, fiindcă totul se învață foarte lent. Iar mintea noastră învață așa. După pauză, la rubrica de terapie, o să-ți pun o întrebare ciudată, dacă cumva... Nu, nu spun întrebare acum. Te-abia aștept să auzi ceva ciudat în viață. Până acum n-am auzit. Întâi. Până acum n-ai auzit lucruri ciudate, nu? Nu. Bine. Ne pregătim pentru rubrica următoare. Începem rubrica de terapii din seara aceasta cu o întrebare ciudată, așa cum vă promisesem înainte de pauză. Întrebarea corectă ar fi fost dacă cititul este o terapie. Și cititul este în mod sigur o terapie, după cum știm majoritatea dintre noi. Însă subiectul nostru este subiectul pe care îl tratez în seara aceasta împreună cu doamna Antonia Georgescu, este... speed reading-ul, citirea rapidă. Și acum întrebarea. Speed reading-ul obosește creierul? Îmi place întrebarea asta, mai ales că vroiam să discutăm este despre mituri. Da. Și după părerea mea un mit, dar hai să încercăm să lămurim puțin, da, puțin treaba asta. O secundă. Învățând speed reading de la tine, am observat exact invers, că am o stare de refresh după ce fac speed reading, adică tocmai că mă simt în formă, nu a apărut oboseala. Și am ajuns până la o oră de speed reading, care probabil că acoperă un număr mult mai mare de pagini decât în mod obișnuit. Deci cantitatea de informații este substanțial mai mare. Deci cam dublu, dacă mi-aduc eu aminte de... Posibil, funcție de performanțele fiecăruia, de asta n-am vrut să exprim... cantitativ, n-am vrut să dau o limitare. Băi, dacă e să luăm așa strict medical, creierul consumă energie. Corect. Da? Dacă subconștientul sau creierul, cum vrei să-i spunem, nu mai caută 10 variante, ci o ia doar pe aceea bună, deja consumul energetic este mult mai mic.
Adică să înțeleg că îl înveți să facă un lucru nou O și anume să scurtătură. nu zăbovească O scurtătură. foarte mult Exact. la fiecare cantitate de informație, care fiecare pachet Da, de informație care este o scurtătură. care Plus vine. că ai văzut, antrenamentul este și de mărire al câmpului vizual. Asta e foarte interesant și am Da? rămas foarte În surprins loc să când am văzut citești că fiecare cuvânt, se produce. citești două, trei, depinde de antrenament, până la un rând întreg. Și asta consumă energie. Să miști ochiul de Balerea, fiecare mișcările cuvânt, da? oculare, În da. loc să vezi odată un calup întreg de informații. Aici putem să spunem că pe internet sunt softuri gratuite de speed reading, de citire rapidă și le printr-o simplă căutare le poate găsi oricine și am lucrat cu un asemenea soft care îți afișează câte două rânduri odată și în mod reflex te înveți să Și citești, e tot e foarte ușor. antrenament. Așa Exact. Cum am învățat să citim cuvânt cu cuvânt, așa putem citi trei cuvinte, patru cuvinte odată. Corect. Și este exact același lucru. Dacă îi dăm voie minții noastre să lucreze, lucrează altfel sau altfel însemnând cum vrem noi, fără nicio problemă. Bine, cu condiția să poată, adică vorbim de... Ce înseamnă să nu poată? Nu știu, nu cred că poți să cartografiezi luna când e zi sau vorbim de lucruri în domeniul posibilului comun. Cu un telescop cred că nu e problema de luna. Da, nu, mă da, refeream nu, fără vorbeam telescop. De speed reading da, și vorbim de lucruri da. Omenești, realiste în sensul ăsta. Așa cum am spus și data trecută, dacă cineva vrea să ajungă până pe soare, s-ar putea e un să pic nu mai știu cum să-l da, ajut. Că... Da. Să forțăm legile da, fizicii. Da, adică probabil cândva se va putea. Că până acum nu se putea nimic și oamenii nu puteau să zboare și zburăm în toată lumea. Corect, asta la un moment înseamnă... dat e posibil să, da, da. Nu știu, peste mii de ani să, sau poate peste poate sute. Nu. Sau poate da. Nu. Da, că sau exact poate că nu. Asta e mintea noastră. Ne programează în funcție de ce credem noi că înseamnă evoluție. Corect. Și asta înseamnă învățarea, că în 2000 de ani s-au întâmplat foarte mult, foarte puține lucruri, dar într-o sută de ani s-au întâmplat niște lucruri extraordinare. Fiindcă oamenii au început să creadă că se poate. Se poate doar ceea ce credem. Și așa e cu învățarea, așa e cu citirea. Recordul milei, spre exemplu, cu Roger Bannister? Da. Da? Nimeni n-a crezut, Four iar după minute ce... mile, da. Parcurgerea milei da. În 4 Și după ce el a bătut recorduri, într-o lună 32 de atleți au bătut acest record, dacă mi-aduc eu bine aminte. Și acum cifrele. Și copiii de clasa 12-a da. Pot să alerge o milă în mai puțin da. de 4 minute, dar până la Roger Bannister, până da. La atletul etiopian care a făcut treaba asta pentru prima dată, nimeni nu... alergase o milă în mai puțin de 4 minute. Deci iată o convingere colectivă, un egregor da, am putea da, să exact. Să spunem pe care cineva l-a tunelat și l-a și am învățat la cursurile tale l-a spart. Da. Da, că tot vorbeam și despre a creat egregori. Un alt egregor la da. Care s-au conectat și alții și așa se întâmplă cu orice record mondial. Corect. Un aspect foarte interesant pe care l-am văzut învățând speed reading și care mi-a plăcut foarte mult, am avut ocazia să fac în cadrul cursului pentru prima dată un test de reținere asupra ceea ce citeam și am constatat că nu reținusem deloc mult. Bine, e adevărat că mă și grăbisem să citesc cât mai repede și am observat că prin speed reading s-a întâmplat un lucru, s-a mărit foarte mult procentul de informație reținută. Lucru care m-a surprins foarte, foarte plăcut și vreau să spun că după ce am terminat cursul cu tine, chiar și aseară am refăcut un test de informație pe un text și cred că am ajuns la 80-90% reținut din textul respectiv, ceea ce este substanțial mai mult decât... Este enorm. Exact, este față enorm. De cât rețineam înainte. Bun, ca să fiu foarte scurt, ai un minut să explici cum de reținem mai mult. E foarte simplu, nu-i mai dăm timp minții să gândească la altceva. Cred că tuturor ni s-a întâmplat să citim o carte și după 3-4 pagini, ce am citit?
fiindcă mintea se duce liniștită în altă parte. Exact. Prin speed reading, mintea este extrem de concentrată pe ce face. Și nu-i mai dai timp să divagheze. Exact. Nu caută, nu se întreabă, nu se uită la ceas, nu e atent la zgomote, la mașina, nu. Este extrem de concentrat. Foarte interesant. Extrem de concentrat și să nu uităm că asta vorbim și de energie. Orice are efect în lumea asta doar pe o concentrare. Absolut. Nu poți să-ți dorești să citești mai repede, să înveți mai bine, dacă în momentul în care tu înveți, vrei să asculți o emisiune la radio, vrei să mai joci și ceva. Absolut, fiindcă doar ai impresia că faci mai multe lucruri, că de fapt balezi între ele. Internetul deschis că poate mai primești un mail și atunci atenția este și către mail și către învățătură, dar doar câte unul, că face două lucruri deodată, nu face nimeni. Avem impresia că facem două lucruri deodată. Așa este. Dar de fapt facem secvențial. Da, și iată că speed reading-ul s-ar putea, și cu asta încheiem rubrica, s-ar putea califica cu succes într-un anumit sens la a fi o terapie pentru creier. Da, fiindcă creier. Antrenează capacitatea de concentrare a persoanei. Corect. Și este și o motivație personală de dezvoltare. Uite ce am realizat. Anul trecut am reușit să citesc 3 cărți, să zic, anul ăsta 10. Da. Păi e deja de 3 ori mai multă informație în aceeași perioadă de timp. Am să spun ceva interesant, dar după pauză. Începem rubrica Școala Spirituală cu o ultimă frază pe care nu am apucat să o rostim în rubrica de terapii. Antonia, îți spuneam în pauză, în emisiune la noi, a fost la început domnul academician Adrian Restian, care este unul din întemeietorii de școală medicală din România și unul din medicii de vază români, care la o vârstă venerabilă citește o carte pe zi, fără să facă speed reading, deci efortul este considerabil, mai exact o carte pe seară, ca să fim mai corecți. Și vreau să spun că este interesant, apropo de educație, că se califică pentru școala spirituală, deja ce spunem acum, faptul că am reușit la început cu oarecare efort și acum mi-e mai ușor, am reușit să citesc și eu o carte pe zi de când am făcut cursul, ceea ce îmi dă un nivel de satisfacție remarcabil. Întrebarea ar fi următoarea: cum ar fi dacă și experiențele noastre de viață ar merge accelerat? Am putea fi persoane care învață accelerat și cum ar trebui să fie motivațiile noastre ca să învățăm accelerat și ce rol ar avea motivațiile în treaba asta? Păi noi suntem persoane care învață accelerat, că asta e esența umană. Foarte interesant. Învață accelerat când are motivații. Că așa cum am vorbit mai devreme de fapt până să intrăm în emisiune despre fobii. Așa. S-a învățat frica pentru acel lucru, obiect, animal și așa mai departe, într-o secundă. Asta e capacitatea creierului de a învăța, în secunde. Corect. Și ce facem în pauzele în care nu învățăm? Păi în pauzele atunci, în care noi învățăm, de obicei nu prea trăim în momentul respectiv. Dar așa, ce facem? Ce se întâmplă cu mintea noastră? Că eu poate că am învățat doar 4 secunde în ultimele 24 de ore, că poate că au fost 4 momente sau 7 sau 20 remarcabile în ultimele 24 de ore din viața mea, și ce face mintea mea în restul timpului și mai cu seamă de ce?
Păi mintea noastră în ritmul timpului, de asta spun, dacă nu trăiești în momentul ăla, cam face scenarii. Exact, ești angrenat, da, în tot felul, exact, de calcule. Da, scenarii ale unor viitori improbabili bazat pe un trecut care a trecut. Deci mecanisme, da, de apărare. Da, că de-aia îi spune trecut, de-aia îi spune viitor. Ăla nu e, viitorul nu există niciodată. Viitorul e mereu undeva în față. Corect. Singurul moment în care trăim este ăsta. Ăsta în care vorbim noi. Viitorul doi. Este un potențial, putem, exact, să spunem. Un potențial, dar atenție, un potențial foarte pe care noi ni-l creăm. Lăsând la o parte influențe astrale și alte influențe, luând numai capacitatea noastră de a ne crea viitorul. Și aici este foarte important ce gândim și ce învățăm. Fiindcă dacă ne creăm viitorul pe experiențele neplăcute ale trecutului, așa va fi. Corect. A? Voi să-ți dau un exemplu. Dar de obicei asta facem, scuză-mă. Da, asta facem. De obicei ne creăm viitorul pe, da, experiențele... Nu de obicei, asta facem toți. ...neplăcute, da, ale trecutului. Da. Aici, aici e problema. Și aici există șansa să ne creăm viitorul pe niște experiențe modificate. Fiindcă dar dacă... nu devine artificial? Păi, dar ce înseamnă artificial, ce înseamnă natural? Natural este reveria asta pe care o trăim. Asta este natural. Deci noi trăim în imensa majoritate a timpului un gen de reverie mentală care are legătură cu mecanismele noastre de apărare, cu instinctul de conservare, cu proiectarea de scenarii, cum spuneai tu, da? Și eu pot să înlocuiesc asta cu ceva care îmi doresc în mod conștient, da? Moment în care îmi voi accelera experiențele. Sau le vei schimba. S-ar putea să le accelerez, că în momentul în care am mai multe secunde din acestea importante despre care discutam, experiențele vor putea să vină într-un ritm mai alert. Întrebarea mea cu artificialul era în sensul că suntem pregătiți să ne descurcăm cu așa ceva? Păi, dar noi asta facem în fiecare clipă, doar că nu, dar prea alegem. Dar nu cu densitatea respectivă. Nu, chiar cu densitatea aia. Fiindcă noi avem dialogul nostru mental se desfășoară într-un ritm, dar în spatele lui, în subconștient, viteza este fantastică. Noi, sigur, procesăm pe, sigur, secundă milioane de informații. În subconștient, nu și doar ce în avem noi, da, impresia că vedem. Corect. Noi vedem o mulțime de lucruri. Ce reținem, cum am discutat și data trecută la obiective, este cu totul altceva. Ce reținem conștient. Deci învățarea se desfășoară într-un ritm fantastic. Mintea noastră lucrează într-un ritm fantastic. Diferența o face doar, o lăsăm să lucreze doar pe baza experiențelor trecute, care pot fi plăcute sau mai puțin plăcute, sau devenim noi responsabili de mintea noastră. Păi dacă eu, de exemplu, uite, pot să dau un exemplu foarte, foarte simplu. Până să studiez eu NLP, o an de zile, am avut o fobie la păianjeni. Fiindcă eram mică la grădină și m-a ciupit un păianjen. Și nu mă apropiam de păianjen. Da, foarte. Ce să zic? Eu, Maria sa, cum a îndrăznit să... Așa. O experiență banală, care a fost traumatizantă. Deci am învățat într-o secundă frica de păianjen. Okay. Nu mă apropiam de păianjen sub nicio formă. După ani de zile, cred că după 15-20 de ani de zile, am văzut, mama mea mi-a arătat, n-am să uit, eram la Bran și mi-a arătat pe un perete un păianjen de o frumusețe extraordinară. În secunda aia a dispărut fobia. Fiindcă sentimentul plăcut pe care l-am avut față de acel păianjen, frumusețea, a anulat toate sentimentele neplăcute. Dar dacă eu am învățat pe urmă să fac chestia asta, conștient, de ce să nu o fac? Să rămân cu fobii, și când spun fobii mă refer la fobii de frica de succes, frica de eșec, frica de relații. Păi dacă, să spunem, un bărbat a învățat repede de tot, printr-o experiență, că doamnele, nu știu, frumoase și deștepte nu sunt pentru el, ce o să fac? Să trăiască în acea realitate sau să șteargă acea fobie și să-și găsească persoana deosebită? Că asta e învățarea. Cum elimin frica de succes a cuiva? Trebuie văzut ce este în spate. Deci mergi pe cauză. Da și nu. Eu cel mai rapid o rezolv cu NLP-ul. Schimb imagini, schimb tonalitatea vocii cu care își vorbește. Deci îl pui să-și imagineze că are, da, succes. Asta ca exercițiu pentru telespectatorii, da, noștri, fiindcă cred, exemplu, că se poate face și de unul singur așa ceva, dacă ai un pic de voință. Bineînțeles că se poate face. Păi eu fac cu mine tot timpul.
Exact. Da? Hai să vedem. Hai să compunem un exercițiu cu etape. Hai ce să luăm trebuie un exercițiu clar. Vrei să lucrezi tu cu îți orice. Propun, uite, ceva propun ce vrei un, să schimbi, dar nu trebuie să spui telespectatorilor. Deci am ceva înțeles. Pe care, ceva care ție nu-ți place, îți creează un sentiment neplăcut, este acolo și vrei să-l schimbi. Pot să-ți dau un exemplu. Zilele astea mi-a intervenit o prietenă foarte bună a soției și a mea. Are teamă de succes financiar. Da. Și spune că are senzația că banii pot veni numai printr-un volum excesiv de muncă. Da, da, da. Și am avut asta. Deci nu potrivit, ci și excesiv. Eu am avut. Da. Și că dacă ar câștiga o sumă prea mare de bani, s-ar întâmpla ceva rău în da, mod automat da, în, da, da, este, în viața e, ei. E o trăsătură, din păcate, destul de caracteristică a poporului nostru. Avem atât de multe expresii de genul. Banii sunt murdari. Banii sunt ochiul diavolului. De aram a fost, de aram da, s-a dus și da, așa mai departe. Și așa mai departe. Și toate astea sunt bine întipărite subconștientul nostru. Americanii au de genul, dar ce sunt, Rockefeller? Sau banii nu cresc în copaci? Exact. Da? Că da. E povestea lui Pinocchio. Era și într-un cântec. Și povestea lui Pinocchio cu săditul da, banilor. Asta. Nu există așa ceva, e doar în povești și vine vulpea ce rea. Toate astea se întipăresc de mici în mintea copiilor. Perfect. Ce ar avea prietena mea de făcut ca să-și schimbe această convingere? Păi prietena ta trebuie să fie aici. Ca să pot să discut cu ea, să calibrez cum și-a arhivat acea informație și să o schimbe. Nu, dacă ar vrea să facă singură în sensul ăsta. Păi, îi trebuie spune un exemplu. Pașii la modul abstract. Ok. Hai să zicem că prietena ta sunt eu. Ok. Da? Eu aș spune așa. Dă-mi un nume, oricare, pentru, nume, pentru prietena ta. Andreea. Andreea, e bun. Un nume la întâmplare, și evident. Și spune, să zicem că tu ești Andreea. Andreea, uite, ai frica asta de bani, da? De bani mulți, de câștig, de succes. Hai să-ți iei pauză o zi. Dacă ai luat pauză o zi și mai pune pe mine să fac chestia asta în locul tău, cum ai face-o? Și aș întreba-o, Andreea, ce-ți spui? De deci ce ai făcut-o să schimbe punctul de vedere în primul rând? Nu. Acum vreau doar să știu cum arhivează informații. Așa, da? Ok. Ok, Andreea, când te gândești la frica asta, ce vezi? O poză sau un film? Unde este? Sus, jos, stânga, dreapta? E închenar? Aha. Nu e închenar? E alb-negru sau e color? E mișcare? Nu are mișcare? Îți spui ceva? Cu ce tonalitate spui? Vocea intră sau iese din cap? Sau din corp? Și atunci toate trebuie schimbat. De exemplu, dacă este o poză... Înțeleg. Da. Și atunci, asta e o bucată. Îi inversezi anumite ancore. Da, în, ca de exemplu, caut o altă situație, ceva pe care ea nu-l crede deloc și le consideră așa, avea tatăl meu o expresie, influența cozilor de țâră asupra valurilor mării, adică o chestie... Corect, da. Așa. Și calibrez cum își arhivează eu astfel de informații. Și modific informația... frica de bani în informația care n-are nicio relevanță pentru ea. Sau, de exemplu, în altceva, las frica de bani acolo unde este, creezi o altă imagine a succesului și a plăcerii de a obține bani. Okay. Bendler avea un seminar de mult care spunea câtă fericire ești capabil să accepți. Asta e foarte important. Și sigur, că toți avem limitări în privința asta, și ca și în alte suprapune privințe. Suprapune cele două imagini. Aș face o gaură în prima imagine pe care vreau să aș absorbi o pe cealaltă, totul trebuie să se facă de cel puțin 5, 6, 7 ori cu viteze extrem de mari, fiindcă trebuie să șochezi subconștientul. Și să-i schimbi ritmul, probabil. Exact. De exemplu, că el are treaba în general, ritmul lui senzațiile se mișcă, se învârt undeva în corp. Învârtele în sens opus și a rezolvat totul. Dacă uite, am venit la emisiunea ta. Okay. Să presupunem că aș avea emoții înaintea și în aceste emisiuni și zic ok, închid ochii și mă gândesc, ia să vedem, simt ceva? Da, uite, să zicem că simt nu știu unde în corp un vârtej care se mișcă de la așa, de la stânga în la dreapta. În sensul acelor de ceasornic, așa cum privești da? Tu, bun. Da, din și punctul tău de da, vedere. Din punctul vedere. Și atunci ce fac? Îi schimb direcția de rotație și eu schimb și cresc viteza din ce în ce mai mult și păstrez această acțiune. Poate schimb și culoarea și culoarea, consistența da, și așa mai departe. Dar da. Numai prin schimbarea direcției de rotație s-a scurt-circuitat informația. Și o chestie pe care n-am înțeles-o chiar în primii ani. Fă-o atâta timp cât este nevoie. Dacă e nevoie 15 minute, să ne înțelegem, nu e vorba de ore, e vorba de minute, între câteva secunde și câteva minute. Ok, aici vine altă întrebare.
este suficient să faci o singură dată cu cineva acest procedeu sau trebuie făcut de uneori, mai multe da, ori? Uneori nu. Deci câteodată trebuie repetat. Are rezultat pe toată lumea până la urmă? Da și nu. Pe toată lumea care vrea. Ok. Da? Fiindcă dacă... Da, teoretic are rezultat pe toată lumea. Fiindcă toată lumea își arhivează informația într-un fel. Dacă găsești felul în care a arhivat-o, poți să-l schimbi. Dar există posibilitatea să vrea și să nu poată? Nu. Adică, eu știu, exact. Să nu se poate concentra suficient de mult clientul tău sau cel cu care se lucrează. Ok, dacă nu vrea să nu se poate concentra suficient de mult, înseamnă că, i-am expresie, lipsește jumătate de creier. Acel, orice om pe lumea asta se poate concentra pe ceea ce vrea. Dacă e motivat, da. Corect. Exact cum vorbeam înainte de emisiune de, de învățare și de copii. Că sunt mulți copii care sunt considerați că nu sunt n-au capacitatea de a se concentra la școală. A, nu sunt motivați, da? Sunt convins. Dar se concentrează 7-8 ore și sunt extraordinar la un joc video. Da. Fiindcă au motivație. Și asta este, de fapt, și citirea rapidă și învățarea accelerată. Motivație. Să-ți găsești motivația. Că suntem niște copii mari cu toții. Ar fi fost bine să fim copii mari. De ce? Copilul are curiozitate nativă. La noi s-a cam și vrea să învețe. Noi, da. Fiindcă asta îmi spun eu mereu și asta o spun și clienților mei. Dacă noi, dacă copilul ar fi precum adultul, rasa umană ar fi dispărut. Ce face adult? Încearcă o dată, maxim de două ori și zice, nu pot. Și își găsește o mulțime de justificări ca să nu mai încerce și a treia oară. Păi copilul de câte ori cade până învață să meargă? De câte zeci sute de ori? De câte ori pronunță un cuvânt și îl pocește până când învață să vorbească? Ce se tocește între copilărie și maturitate? Ce anume se tocește și schimbă situația asta? Sau cum se schimbă? Păi, din păcate, intervine școala. Intervine societatea care are reguli foarte clare. Și convingeri este o pe care îi le tot și omul imprimă este în mod repetat. Fiecare copil are propriul sistem de învățare. Școala îi bagă pe toți copiii într-o singură direcție. De asta, cum am mai și vorbit și mai devreme, sunt trei sisteme principale de arhivare a informațiilor: vizual, auditiv, kinestezic. Dacă ai un copil care este preponderent kinestezic, acel copil într-o școală normală, unde predarea este vizuală și sau auditivă, va avea probleme de înțelegere. De asta sunt extraordinare cursurile care lucrează practic. Că una e să înveți despre reflexia imaginii în oglindă într-un desen și una este să te duci într-un laborator și să, într-adevăr, să vezi ce e o oglindă convexă, concavă și așa mai departe. Sigur că da. Da? Dar nu se întâmplă asta și atunci copilul este catalogat. Da. În școala normală. Să știi că sunt profesori care fac treaba asta. Sunt profesori care fac. Am avut și un profesor extraordinar. Fostul meu profesor de fizică spunea că o lecție de fizică fără experiment e ca o nuntă fără lăutari. E într-adevăr. Da. Da? Și exact ca la nuntă rezultatul e același. Rămâi cu nimic după nuntă. Corect. Da. Deci, nu vorbim de extreme. De câțiva oameni care chiar au înțeles acest mecanism. Și ok, nu te ajută școala, bun, profesorii n-au timp, nu știu, nu contează. E acasă. Îți poți ajuta copilul. Ca părinte îți poți ajuta copilul să îi placă ceea ce înveți, ce învață. Cum mi s-a părut mie la un anumit muzeu că au pus posibilitatea și pentru nevăzător să testeze, să vadă, cum s-ar zice, cu mâinile și cu urechile ce este în acea vitrină. Și asta nu mi se pare extraordinar doar pentru ei, chiar și pentru mine. Că una e să vezi un exponat la 3 metri și una e să-l vezi lângă tine și să poți să-l pipăi. Deja ai e cu tot o altă senzație. În învățarea accelerată trebuie implicate toate simțurile. Auditiv, vizual, kinestezic. Dacă ți-aduci aminte de exercițiu de memorare. A? Sigur. Trebuie să-ți placă și să implici toate simțurile. Și să faci asocierile potrivite. Exact. Cu... De asta când ai spus de terapie prin citit, cu cât citim mai mult din domenii total diferite, ok, poate nu mă interesează de terapie pentru spiritul nostru. Sigur. Da. Cu atât ne va fi mai ușor să facem legături. Și cu categoric. Atât învățarea și nu numai învățarea, că sunt mulți care adus care spun ok, mie nu mai îmi trebuie că am terminat școala, facultatea, nu, învățarea se întâmplă zi de zi, numai că se întâmplă inconștient. Noi putem face ca învățarea să se întâmple conștient. Mintea noastră învață în fiecare secundă.
Absolut în fiecare secundă. Da, sunt de acord. Dar numai că e un hazard. Putem învăța cum să o facem conștient. Să facem să nu mai învețe aleator, ci să învețe dirijat, să zicem. Exact. Dar asta mă duce undeva în fundalul minții mele, procesele mele mentale involuntare nășteau o întrebare care nu pare direct legată de ce vorbim, dar are ceva legătură. Cum poți să modifici motivația cuiva? Cum poți să faci pe cineva să fie motivat? Da, păi asta e foarte simplu. Cum? Hai să vedem. Păi să luăm un om, da? Un copil, orice ar fi. Undeva în viața lui este motivat de ceva. Orice ar fi. De acord, da. Poți să replici acel sistem pe care îl aplică pentru a fi motivat pentru să-l orice altceva. Translatezi în... Asta e o variantă. Alta, să găsești felul în care el poate fi atras de acel subiect. Cum am spus eu mereu, ne apucăm să citim o carte de literatură. Dar nu știm nimic despre autor, nu știm cine a fost, nu știm în ce perioadă a trăit. Având toate aceste informații, deja începem să-l înțelegem pe autor, să intrăm pe harta lui mentală, să ne apropiem de el și totul va curge mult mai ușor. Una e să citești o carte scrisă la începutul secolului și una e să citești o carte scrisă acum. Absolut. Da? Poate absolut, pentru, ai alt nu știu, nivel de raportare la materialul respectiv. Perioada de acum, literatura rusă pare dificilă. Dar dacă înțelegi perioada istorică și înțelegi cum gândeau și chiar și arta, orice, să rezonezi cu acea... Totuși literatura și chiar și muzica rusă au un gust specific, câteodată un pic amărui, așa, ca să parafrazez pe cineva, dar tocmai amăruiul acela este frumos, acolo e toată frumusețea lor. Sau are suflet, cum spune altcineva. Exact, da. Bun, astea sunt noțiuni pe care noi le dăm etichete, dar să luăm un alt exemplu. Învățarea unei limbi străine. Cum se duce adultul sau copilul să învețe limba străină? Începe cu gramatică, cu cuvinte. Ok, dar tu ce știi despre acea limbă? Ce știi despre acei oameni? Despre cultura lor, despre muzica lor, despre istorie, despre artă. Iată de ce, spre exemplu, dacă înveți engleză, poți învăța engleza la nivel rezonabil într-un an de zile stând în țara ta și poți învăța engleza într-o lună de zile la același nivel mergând în Londra. Da. Spre exemplu, fiindcă altă conectare cu... Nu toată lumea are posibilitatea să stea o lună în Londra, dar toată lumea are posibilitatea să aducă Londra acasă. Sau să deschizi televizorul pe un canal care sau internetul și să... Da, și nu numai asta, trebuie să aduci Londra. Nu, aici un pic mai mult. Nu doar un canal de televiziune. Trebuie să începi, că atunci când stai în Londra, ce faci? Vezi arhitectura lor, mănânci mâncarea lor, vorbești, asculți cu oamenii muzica lor, stai în energiile exact, lor. Exact, și asta le poți aduce acasă. Le poți aduce acasă foarte bine. Când mergem, în general, când mergi într-o altă țară, vrei să gusti și din mâncarea respectivă și din muzica respectivă, te duci în excursii să vezi un pic de istorie, astea le poți aduce acasă foarte sribu. Slavă Domnului, acum avem internet, televizor, cărți, orice. Le poți aduce acasă și îți poți aduce o mare parte din spiritul acelei țări. Din atmosfera lor. Exact. Din, da. Da. Exact. Eu am început cândva să studiez o anumită limbă străină, am găsit o profesoară cu care, pe urmă, n-am vrut să mă înțeleg, fiindcă ea era strict litera cărții. Mi-am spus, până nu reușesc să deprind un pic din spiritul acelei țări, nu am cum să învăț limba, este doar o înșiruire fără rost de cuvinte și reguli gramaticale. Copilul de ce învață când este mic și 5-6 limbi străine dacă stă într-o grădiniță cu mai mulți vorbitori de diverse limbi străine? Că el nu se gândește la gramatică, el nu se gândește la cuvinte, el se gândește la fan, la distracție. Lui îi place să comunice cu acel băiețel din acea țară că e prietenul lui și învață de la el fără nicio problemă. Pentru noi învățarea ca adulți deja este o greutate. De ce? Fiindcă avem frica de răspunsul corect dobândită din școală. Sigur. Noi suntem penalizați pentru orice greșeală și asta omoară creativitatea, omoară pasiunea de a învăța orice și omoară motivația. Nota, absolut, cred că este cea mai, nu mai spun și vechiul sistem de învățământ care era și cu pedepse fizice și așa mai departe, care omoră cu totul. Și asta o transmitem și copiilor. Da, din păcate și aici mai avem mult de îndreptat, dar asta o să fie subiect pentru emisiunile următoare. Cu asta am săvârșit rubrica Școala Spirituală și luăm iarăși o scurtă pauză, după care ne pregătim de rubrica de carte.
La rubrica Cartea lui Ștefan vom pune în discuție o carte care mie mi-a plăcut foarte mult acum un an și ceva când am citit-o. Am s-o arăt imediat la cameră. Cartea se cheamă Fii în formă, puterea implicării totale și are ca subtitlu Gestionarea energiei, cheia performanței, a sănătății și a fericirii. Autor Jim Loer și Tony Schwartz. Iată, aceasta este cartea, dacă puteți să apropiați un pic ca să se vadă mai bine. Este o carte pe care o recomand tuturor celor care au un ritm de viață trepidant și care simt nevoia să-și gestioneze timpul, emoțiile și energia mai bine. Mi-ar face plăcere să citesc câteva lucruri din primul capitol al cărții. Și după aceea vom comenta aceste lucruri împreună cu invitata mea din această seară, cu Antonia Georgescu. Iată câteva paradigme scoase în evidență de către carte, și anume, prima, energia și nu timpul este moneda fundamentală a performanței ridicate. Performanța, sănătatea și fericirea sunt determinate de gestionarea corespunzătoare a propriei energii. Nimic mai adevărat, într-adevăr. Și iată, mai aveam încă două lucruri importante care mi-au plăcut în acest prim capitol. Niște principii pentru a deveni un atlet al vieții. Iată principiul numărul 1, implicarea totală înseamnă să te bazezi pe 4 surse de energie separate, dar legate între ele: fizică, emoțională, mentală și spirituală. Și principiul al doilea și ultimul pe care am să-l citesc: deoarece capacitatea energiei se diminuează atât în condițiile în care este folosită în exces, exact ce discutam în pauza, Antonia, și în condițiile în care nu este folosită la capacitate maximă, trebuie să echilibrăm consumul de energie cu perioadele de refacere a acesteia. Iată principii foarte adevărate, cartea este plină de asemenea lucruri și explicații și povești care vin în sprijinul afirmațiilor respective. I-aș da acestei cărți aproape nota 10, pe o scară de la 1 la 10, bineînțeles. Antonia, hai să comentăm un pic. Cum vezi tu rolul implicării în viață, în ceea ce faci? Cum vezi implicarea ca ingredient în învățare? Fiindcă discuția de astăzi este despre învățare. Să fiu un pic dură, fără implicare nu există nimic. Corect. E simplu. Deci fără implicare și fără responsabilitatea propriei vieți, viața noastră este un produs al trecutului și al unor scenarii pe care ni le creăm noi. Deci fără implicare nu se poate absolut nimic. De asta, da, când spun, vine cineva și îmi spune motivează-mă, nu am de ce, ești deja motivat. Către ce îți gestionezi motivația, aia face diferența. Sigur. Schimbarea de direcție devine importantă în cazul unei asemenea persoane. Cum lucrezi cu cei cu care lucrezi în privința gestionării energiei personale? M-ar interesa din punct de vedere al NLP-ului. NLP-ul face așa ceva? Da. Dă direcții în gestionarea energiei personale? NLP-ul nu dă direcții. Așa? NLP-ul te ajută să obții ceea ce vrei. Adică nu-ți dă o direcție pe care nu o vrei. Să nu vorbim de... De acord, asta e valabil și pentru coaching în general, în toate variantele lui. Deci un coach te ajută să-ți îndeplinești ceea ce vrei tu. Eu personal, pe programele mai extinse de coaching, primul lucru lucrez pe sănătate. Fiindcă nu pot să fii un om de business de succes, nu pot să fii un partener de viață de succes dacă nu ai sănătate. Ăsta este primul... Și se învecinează cu domeniul energiei personale, că sunt foarte strâns legate. Păi adică este fix același. Exact cum spuneai de prietena ta, că a avea bani înseamnă muncă excesivă. Corect. Da?
Ce face asta? O duce tot timpul într-un pendul periculos să muncească foarte mult pentru a obține bani ca să-și îndeplinească obiectivele financiare ceea și ce materiale. Poate să o ducă la epuizare. Da? Exact. Sau în partea cealaltă care înseamnă tot o distorsiune a energiei atâta timp cât nu-ți obții obiectivele pe care ți le dorești. Da. Și atunci cel mai simplu este să schimbi paradigma. Poți să obții bani atât cât ai nevoie fără să muncești excesiv. Să muncești ceea ce trebuie și să găsești nișa pe care tu funcționezi cel mai bine. Și asta face să scadă oscilațiile acelea energetice nedorite din sistemul persoanei respective. Da, foarte frumos răspuns. Ai reușit să-mi aduci însă aminte de un subiect pe care nu am apucat să-l discutăm, nu acum, ci emisiunea trecută. Meditație și NLP. Care este relația între meditație și NLP? Există în NLP ingrediente care pot îmbunătăți meditația? Da, există. Și cum? Eu mi-am ancorat, ancoră ce înseamnă? Poți să-ți ancorezi fizic sau verbal o anumită stare și să-ți o produci exact când ai nevoie, când vrei. Eu mi-am ancorat niște stări de meditație foarte profunde și eu sunt capabilă să intru într-o stare de meditație profundă în câteva secunde. Și să rămân acolo, tot cu alte ancore, cât am eu nevoie. Dar asta nu te ajută să cobori sub acel nivel. Deci te aduce doar până la nivelul respectiv. Și nivelul pe care l-am stabilit eu. Exact. Și exersarea după aceea se produce normal ca și exercițiu meditației. Nu neapărat. Dacă vreau, de exemplu, să-i spun subconștientului meu, de la acel nivel pe care l-am ancorat, du-mă de 100 de ori într-o stare mai profundă de meditație, poate să o fac. Bine, și poate dar, să o fac în câteva secunde. Ok, sunt de acord cu tine, dar subconștientul nu mai răspunde la instrucțiuni de informație de la un nivel asta încolo. De asta este indicat să dai toate aceste instrucțiuni înainte. Da, interesant. Cu siguranță. Cu siguranță că altfel nu. Altfel uiți de ce ai început să meditezi. Exact. Interesantă asta, clar. Sugestie și tocmai la asta vrusesem să ajung pentru telespectatorii noștri. Ne pregătim de ultima rubrică de recomandări ale săptămânii. Această seară, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Suntem acum la recomandările săptămânii. Nu voi face însă recomandarea înainte să-i mulțumesc invitatei noastre, Antonia Georgescu, life coach și vorbitor motivațional. Antonia, îți mulțumesc pentru prezența alături de mine în emisiune. Eu îți mulțumesc și vreau să mai spun ceva. Mulțumesc tuturor celor care se uită nu la această emisiune, la toate emisiunile tale, că toți acei oameni sunt oameni care nu au încetat niciodată să învețe. Ceea ce este un lucru foarte frumos și asta te ține în formă. Și să nu uitați, în formă. Oamenii au tendința să spună nu sunt suficient, nu uite, nu. Fiecare emisiune de atacă, și o le-am urmărit pe aproape pe toate, sunt emisiuni în care poți să înveți ceva. Deci toți, asta ne străduim și noi să facem. Toți telespectatorii tăi sunt oameni care nu au încetat să învețe. Cred că o să aprecieze complimentul. Nu e compliment. Nu e compliment. Nu ne jucăm cu complimente. Oamenii, iarăși, complimentul e ceva care poate nu-l merit. Nu! Oamenii trebuie să-și asume că sunt buni. Iar cei care se uită la emisiune tare vor să învețe. Nu au uitat niciodată procesul ăsta. Ceea ce este extraordinar. Și un lucru care dă frumusețe vieții, categoric. Da. În legătură cu asta, am să-ți propun să urmărim un filmuleț despre meditație. Este o secvență din TED Talks din America. Un tânăr care a fost la vârsta de 18 ani a ales să fie călugăr budist și a fost călugăr budist câțiva ani și are un speech foarte frumos despre meditație și care duce către
NLP și special am ales acest film. Antonia, îți mulțumesc încă o dată. Și eu. Și dumneavoastră vă doresc o săptămână bună și plină de lumină sufletească și vă doresc să ne vedem sănătoși și voioși la emisiunea următoare. It taught me, it gave me a greater appreciation and understanding for the present moment. By that I mean not being lost in thought, not being distracted, not being overwhelmed by difficult emotions, but instead learning how to be in the here and now, how to be mindful, how to be present. I think the present moment is so underrated. It sounds so ordinary, and yet we spend so little time in the present moment that it's anything but ordinary. There was a research paper that came out of Harvard just recently that said, on average, our minds are lost in thought almost 47% of the time. 47%. At the same time, this sort of constant mind wandering is also a direct cause of unhappiness. Now, we're not here for that long anyway. But to spend almost half of our life lost in thought and potentially quite unhappy, I don't know, it kind of seems tragic, actually, especially when there's something we can do about it. When there's a positive, practical, achievable, scientifically proven technique which allows our mind to be more healthy, to be more mindful and less distracted. And the beauty of it is that even though it kind of need only take about 10 minutes a day, it impacts our entire life. But we need to know how to do it. We need an exercise, we need a framework to learn how to be more mindful. That's essentially what meditation is. It's familiarizing ourselves with the present moment. But we also need to know how to approach it in the right way to get the best from it. And that's what these are for, in case you've been wondering. Because most people assume that meditation is all about sort of stopping thoughts, getting rid of emotions, somehow controlling the mind. But actually, it's quite different from that. It's more about sort of stepping back, sort of seeing the thought clearly, witnessing it coming and going, emotions coming and going without judgment, but with a relaxed, focused mind. So for example, right now, if I focus too much on the balls, then there's no way that I can relax and talk to you at the same time. Equally, if I relax too much talking to you, then there's no way I can focus on the balls. I'm going to drop them. Now, in life and in meditation, there'll be times when the focus becomes a little bit too intense and life starts to feel a bit like this. It's a very uncomfortable way to live life when we get this tight and stressed. At other times, we might take our foot off the gas a little bit too much, and things just become a sort of bit like this. And of course, in meditation, we can end up falling asleep. So we're looking for a balance of focused relaxation where we can allow thoughts to come and go without all the usual involvement. Now, what usually happens when we're learning to be mindful is that we get distracted by a thought. Let's say this is an anxious thought. So everything's going fine, and then we see the anxious thought, and it's like, ooh, didn't realize I was worried about that. You go back to it, repeat it. Oh, I am worried. Oh, I really am worried. Wow, there's so much anxiety. And before we know it, right, we're anxious about feeling anxious. You know, this is crazy. We do this all the time, even on an everyday kind of level. If you think about the last time, I don't know, you had a wobbly tooth. You know it's wobbly, and you know that it hurts. But what do every 20, 30 seconds? I don't know. It does hurt. And we reinforce the storyline, right? And we just keep telling ourselves. And we do it all the time. And it's only in learning to watch the mind in this way that we can start to let go of those storylines and patterns of mind. But when you sit down and you watch the mind in this way, you might see many different patterns. You might find a mind that's really sort of restless and the whole time. You know, don't be surprised if you feel a bit agitated in your body when you sit down to do nothing and your mind feels like that. You might find a mind that's very sort of dull and boring and it's just almost mechanical. It just sort of seems as if you're just sort of getting up, going to work, eat, sleep, get up, Or it might just be that one little nagging thought that just goes round and round and round your mind. Whatever it is, meditation offers the opportunity, the potential to step back
and to get a different perspective, to see that things aren't always as they appear. You know, we can't change every little thing that happens to us in life, but we can change the way that we experience it. That's the potential of meditation, of mindfulness. You don't have to burn any incense, and you definitely don't have to sit on the floor. All you need to do is to take 10 minutes out a day to step back, to familiarize yourself with the present moment so that you get to experience a greater sense of focus, calm, and clarity in your life.